un alt moment, zic eu, de cotitură al vostru și al trupei a fost melodia asta cu amatricelul cu mâna. Da. Are un succes în continuare fabulos, deși da. E aproape un an de când... Acum un an, pe 7 septembrie s-a lansat. Care e povestea melodiei, nu știu, pe scurt, așa? Că nici de asta nu s-a vorbit prea mult. Da, chiar așa. E foarte simplu. Cu totul, cine, cu compus, cu versuri și așa mai departe. Păi, că știu că o cântați înainte, o cântați în evenimente. Am lucrat la ea. Să apară videoclip. De foarte mulți ani lucrez la această piesă, doar că i-am tot schimbat strofa, i-am schimbat refrenul, i-am schimbat textul și linia melodică au fost făcute de Marian la refren. Și de colegul meu acordionist Marian, noi ne întâlnim în repetiții și noi creăm fel de fel de linii melodice. Strofa am făcut-o eu alături de Șerban Cazan. Adică a fost o mică coproducție acolo, tot ce s-a întâmplat. Piesa s-a cântat mult în evenimente și în momentul în care am simțit că toți vreau să o ia, pentru că era foarte, foarte bună și hitoasă, am decis să o imprim. Deci nici măcar nu mă decisesem să o imprim, nu dădeam atâta credibilitate acestei piese. Adică am investit în alte piese mult mai mult decât am investit în această piesă. Dar știi cum e? Cum e norocul? Asta cum a fost piesa... Cum prinde la public, poți da, să faci 10 cu cea mai puțină credibilitate, cu cel mai ieftin videoclip... Pe repede înainte, cu cea mai rapidă filmare, adică asta a fost un videoclip care s-a realizat practic în vreo 3 ore, așa, cu un montaj rapid, dar extrem de exploziv și foarte firesc, știi? Și în momentul în care am filmat-o, pot să spun clar, deci asta ți-o spun, în momentul în care am filmat-o, toată lumea era cu părul, uite așa, zbârlit, toți colegii noștri, inclusiv cei care s-a filmau, simțit de acolo, din primul s-a simțit că... vibe-ul, din primul moment s-a simțit. Știi? Are vreo legătură, fost... nu știu, Jenny, Nicola, are vreo legătură? Jenny m-a ajutat, a participat și ea la realizarea textului, la strofă. La strofă, m-a ajutat și ea pentru că eram în Turcia, mi-aduc aminte, și noi ne pregăteam să o imprimăm. Și am rugat-o să-mi trimită și mie un text pentru... Refrenul era deja făcut. Am atins cerul cu mâna, inima bate nebună. Zic, fata, ajută-mă și pe mine, te rog, la strofe. Și mi-a trimis atunci un text pe strofe. Am folosit strofa a doua. Strofa a doua este aproape integrală, cred că, din ce mi-a trimis ea. Deci a fost o coproducție foarte frumoasă acolo. Jenny este prietena mea de foarte mult timp și m-a ajutat foarte mult la... la multe piese, adică nu este singura piesă la care a participat. Inevitabil, piesa a ajuns și în repertoriu altor artiști, inclusiv în zona de manele. Cum e chestia asta? Pentru că mă uitam pe vizualizări, deci voi aveți aproape 12 milioane. Da. Florin Salam are vreo 300 de mii și Adi Minune are vreo 1 milion și ceva. Da. Cum e chestia asta? Nu știu. Faptul că ți-a cineva și scântă piesa? Da, de la asta da, te referi? Da, da, da. Trebuie să înțelegem un fenomen. Fac trimitere și la Nicol Ceri după aia cu piesa. Da, trebuie să înțelegem un fenomen. Artiștii, precum cei pe care i-am menționat, Florin Salam, Adrian Minune, cine bine, să-ți mai spun, Vali Vigelie, sunt știu, foarte da, mulți. O cântă toți, eu vorbesc de vârfuri acum. Sunt mai... foarte iubiți în România și trebuie să recunoaștem că oamenii ăștia sunt niște muzicanți foarte buni. Sunt percepuți după o viață întreagă de cântat live, nu degeaba sunt percepuți ca fiind foarte buni și foarte iubiți. Online-ul ăsta o spune și evenimentele, pentru că oamenii ăștia cântă non-stop. Gândiți-vă, nu întâmplător cântă non-stop. Faptul că vine un artist din zona asta și scântă o piesă, păi ar trebui un artist și ca mine, și ca Nicol Ceri, și ca oricare. Dar deci nu cred că ar trebui să aibă spui, o problemă că în sensul e melodia ăsta. Mea și așa mai departe. Deci nu... Dar lumea știe că e melodia ta. Ei, vrei să spun ceva? Am aflat târziu că e melodia ta. Nu mă deranjează. Dar poate sunt eu, poate am fost dar eu nu mai mă puțin pe nici fază. Măcar asta nu mă deranjează. Pentru că este firesc să fie așa. Am atins cerul Costea, asta e melodia mea. Da. Pe mine, deci personal, dacă vorbim personal, nu mă deranjează. Mie mi-a crescut cota la concerte. Lumea știe că este melodia mea. Uite, o difuzează radiourile. Având videoclipul și așa mai departe, în momentul în care intri pe YouTube, vezi, clar. Exact. Faptul că ți-o cântă un artist ca Florin Salam, foarte bine să o cânte. Știu, adică dar e o poate bucurie era mai bine, că o cântă. Eu nu am urmărit. Poate în momentul după ce a apărut și s-a viralizat, poate era bine să veniți totuși să... faceți o, nu știu, într-o emisiune sau undeva și să spuneți, că eu am aflat destul de târziu. Da. Deci eu spun sincer, am ascultat-o la Florin Salam și după care am văzut că e melodia ta. Bine, la scurt timp, dar zic ca un lucru așa ca... Nu m-a deranjat niciodată și îți mai deci spun un lucru așa. Care nu dacă ți-o ia Florin Salam, să fii sigur că va fi hit.